Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud. Pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred. Căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el. Înaintea altuia, așa că unul este flămând, iar altul este biat. Ce, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic, să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume, că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. Amin. Frații mei, mai insistăm puțin dimineața asta asupra acestui pasaj despre cina Domnului. Noi facem parte dintr-o adunare care celebrează, nu știu, luăm cina Domnului în fiecare duminică, la fiecare serviciu principal săptămânal și este posibil ca în trecerea timpului să ne prea fi obișnuit cu lucrul ăsta. Cred că fiecare dintre noi, poate ne-am gândit la noi sau ne-am dat seama, măi, îl iau cam ritualic, așa, vin la masa Domnului cam ritualic, sunt obișnuit să vin duminică dimineața și să particip la masa Domnului. Și cred că este important să ne aplicăm asupra cuvântului Dumnezeu, să înțelegem mai bine de fiecare dată, pentru că cuvântul Dumnezeu este bogat și ne descoperă de fiecare dată lucruri noi, nu apar lucruri noi acolo, le vedem noi și descoperim lucruri care au fost întotdeauna acolo, care sunt noi pentru noi, pentru că nu le-am văzut acolo, da? Este important să ne întoarcem la textele acestea clasice, foarte cunoscute despre cina Domnului, ca să învățăm mai bine ce este cina Domnului. Primul lucru pe care vreau să-l observăm și care, din nefericire, trebuie să-l subliniem astăzi, după 2000 de ani de creștinătate, unor oameni care sunt creștini, din nefericire spun, și anume că cina Domnului este o rânduială a adunării Domnului Iisus Hristos strânsă la oaltă. Deci când eu mănânc acasă, eu nu iau cina Domnului. Sună foarte banal, nu? Și ridicol. Aha, păi ce, n-am știut noi asta, că cina Domnului... Uite că sunt unii oameni care în ultima vreme de timp au considerat că ei pot să ia liniștiți acasă și ia cina Domnului. Fraților, ascultați-mă, nu e cina Domnului. Deci ne înșelăm pe noi înșine și ne batem joc de masa Domnului. Sunt oameni care cred că poate să uite pe internet la o slujbă de cina Domnului și în timp ce păstorul sau preotul sau cine o fie el acolo... Da, poate sunt puțin obosit și o să spun niște, o să folosesc niște termeni mai puțin. Mie mi se pare niște măscărici. Ca eu să stau în fața unei camere și să spun ăluia care stă acasă cu picioarele întinse pe masă, cu pâinea și cu vinul, acum am binecuvântat, acum luați și mâncați. Și el singur stă acolo, ia și mănâncă. După aia schimbă canalul, se uită la știri sau la altceva. Aia nu este cina Domnului, mă înțelegeți? Aia nu este cina Domnului. Deci dacă am ajuns în vremea asta
să înțelegem cât de jalnic este creștinătatea generală, populară de nume, dacă am ajuns în vremea asta să trebuia să-i lămurim pe oameni că cina Domnului înseamnă să ne întâlnim unii cu alții și să participăm la masa Domnului, nu? Tu poți să, tu când stai cu familia ta, te filmezi dintr-o cameră, faci, nu știu, pe Skype sau pe Zoom, ăla e în cameră la el, ăla e în cameră la el, intrăm toți pe Zoom și mâncăm unul în fața la altul. Aia e masă? Nu, fiecare mănâncă, dar aia nu-i masă, corect? Aia nu-i părtășie. În mod obișnuit, aia nu este părtășie, aia este altceva ce vrem noi, dar nu este părtășie. Uitați, Pavel spune în versetul 17, vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă, și el încuvințează că se adunau la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Uitați, versetul 18. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, păi acum trebuie să învățăm pe frați să vină la adunare. Corintenii cât de răi erau ei, ce făceau? Băi, veneau la adunare. Veneau la adunare. Nu trebuia să învețe nimeni să vină la adunare. Și ăștia erau răi. Și aveau o droaie de probleme. Dar nu trebuie niciunul, un apostol sau un predicator să zică, băi, voi știți că trebuie să veniți la adunare. A, păi noi ne-am gândit să nu mai venim la adunare. Că noi luăm cina acasă, singuri. Noi ne-am gândit să nu mai venim la adunare, că noi avem acasă masa Domnului și avem acasă adunare. Păi cu cine e tu adunare acasă, măi? Păi am eu cu nevastă mea și cu pruncii mei. Sau numai eu cu nevastă mea? Aia nu e adunare, frate. Aia viața ta de căsătorie, aia nu e adunare. Adunarea Domnului Iisus e altceva. Adunarea Domnului Iisus e totalitatea unor sfinți care fac parte dintr-o adunare, dintr-o anumită zonă și care se întâlnesc împreună pentru a face ce le-a poruncit Domnul. Aia e adunare. Uitați versetul 20. Când vă adunați, dar în același loc nu este cu putință să luați cina Domnului, că ei făceau toate lucrurile respective. Dar se adunau, uitați, luăm din nou versetul 17, 18 și 20. Pentru că vă adunați la oaltă. Versetul 18. Când veniți la adunare. Versetul 20. Când vă adunați, ascultați. În același loc. Nu se adunau în locuri diferite fiecare. Și zicea fiecare, păi noi avem masa Domnului aici. Nu aveți absolut nimica. Uitați cum încheie el. Versetul 33. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, ce zice să facem? Păi așteptăm, dacă ar fi să așteptăm după unii, așteptat, nu toată ziua. Avem de așteptat aici cu săptămâni, dacă ar fi să așteptăm după unii. Dar el asta spune că ar trebui să facem. Adică, în mod normal, dacă eu știu pe toți membrii adunării, în mod normal, ar trebui să mă întreb și nu dau nume acum, deși n-ar trebui să dau nume, să mă întreb unii cu tare. Că așa spune să mă aștept. Băi, uite, odată ar trebui să ne strângem aici să nu mai luăm masa Domnului. Și să stăm așa un ceas jumate și când intră ei după masa Domnului, să spunem, noi n-am luat masa Domnului asta. Păi zice, păi v-am aștepta pe voi. Așa ar trebui să facem, să știți. Păi de ce ne-ați așteptat pe noi? Păi așa spune aici, măi, să ne așteptăm unii pe alții când ne adunăm la un loc. Nu zice, ne grăbiți, ne ducem noi buza. Lasă, bă, o venit, nu o venit. Noi ne facem ritualul și treaba noastră. Păi v-am așteptat pe voi când ați venit. Ce ați zice? Ar fi, eu zic că ar fi un exercițiu bun, nu credeți? Ar fi un exercițiu bun. Cu oamenii poate așa să trezesc unii dintre ei. Dacă te duci și stai de vorbă cu el o dată, dacă te duci și stai de vorbă cu două ori, dacă îl întrebi de probleme, dacă trebuie. Și nu știi ce, care-i problema, nu? Îl întreabă unul, îl întreabă altul, îl întreabă celălalt. La un moment dat apelez la situații astea extreme, nu? Sau să stăm toți cu pâinea și cu vinul în mână când intră ei la 10 jumate și zicem, bine ați venit. Hai, uite, luați și voi. Uite, o să vă așteptăm până la 10 jumate. Dacă voi vreți să ne puneți să așteptăm aici 45 de minute după voi, stăm așa. Ce să facem? Păi nu asta spune Pavel aici? Că masa Domnului este o rânduială pentru adunarea noastră la oaltă, pentru strângerea noastră la oaltă. Spune, strângerea în același loc și că trebuie să ne așteptăm unii pe alții. Deci primul lucru fundamental pe care l-a arătat Apostolul Pavel aici este că masa Domnului este pentru strângerea la oaltă a bisericii. Asta este o premiză, este un dat în Noul Testament. Este ceva indiscutabil. Să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu să nu ne treacă niciunui printre noi nebunia asta prin cap că ar putea exista întâlnire sau părtășie spirituală online. Nu există, fraților. Și eu ascult online, nu mă înțelegeți greșit. Mai ascult pe unul din America, nu, uite, nu mă pot duce în adunare la el, dar pot să-l ascult. Mai ascult pe unul de acolo, pe unul de acolo. Deci, asta nu e niciun fel de problemă, dar astea sunt niște cârje, niște propteli. Astea nu pot înlocui părtășia noastră la oaltă. Vă dau un exemplu. Să presupunem că tu ai oportunitatea asta extraordinară să întâlnești un om foarte important din lumea asta. Dar numai tu, din toată adunarea. Da?
o persoană importantă. Nu contează din ce domeniu, din ce... nu contează. O persoană foarte, foarte importantă. După ce te-ai întâlnit, după aia tot acasă te duci, nu? Tot acasă te duci, la pruncii tăi, la nevastă ta, te duci acolo, în satul tău, cu oricine te fi întâlnit tu. Nu te-ai luat și te-ai mutat să te duci acolo. Așa e și cu internetul. Te-ai luat și te-ai uitat. Bă, mi s-a părut o predică bună. Bravo ție! Dar la un moment dat ai închis telefonul și trebuie să te duci și te întâlnești cu frații tăi, cu surorile tale. Nu se poate înlocui asta. Nu se poate înlocui familia cu întâlnirea cu nu știu ce oameni importanți. Oricât de importanți ar fi ei, la fel cum nu se poate înlocui adunarea cu orice slujbă aș putea eu să o văd pe internet. Nu se poate înlocui. Este imposibil. Dumnezeu așa a rânduit lucrurile. Acum știți cum e? Cred că asta e propunerea pe care o să le fac la unii frați. Măi, dacă vreți să aveți întâlniri online, faceți-vă frate. Bă, tată, fă-ți altă sectă, altă religie, dă-i un nume și spune, noi suntem ăștia care ne întâlnim online. Bravo, dar nu mai vă ziceți creștini, că nu sunteți. Nu mai sunteți, ziceți-vă cum vreți voi. Faceți-vă un nume după numele vostru, că ar fi mai bine așa, măcar să știm, îs secta cu tare. Și am rezolvat-o. Dar nu mai spuneți că sunteți creștini, când în mod flagrant și frontal și pe față, că nu se mai ascunde nimeni, da? Voi promovați un alt tip de biserică. Dumneavoastră nu știu dacă știți că sunt biserici, deja sunt biserici și nu vorbim din nu știu ce țări din astea ciudate cu nu știu ce religii ciudate. În România, biserici care au membralitate fizică, cum avem noi, da, membralitate, oameni care pot veni la adunare duminică de duminică sau în fiecare săptămână și membralitate online. Adică tu, Cristi, sau tu, cine ești, dacă vrei să fii membru la biserica aia, dar nu te poți duce că e prea departe, te faci membru online. Și cotizezi cu cardul, mai faci câte o donație, mai câte ceva, iei cina Domnului la tine acasă, bine mersi, uitându-te la ei, tu ești membru online. Ascultați-mă, e o blasfemie împotriva Bisericii Domnului Iisus. Domnul Iisus Hristos nu a murit ca noi să stăm toți răsfirați, plecați fiecare unde, din comoditatea noastră să nu ne deplasăm la o biserică pe care o avem peste drum. Domnul nu pentru asta a murit. Domnul Iisus a murit pentru, așa spune, s-a dat viața pentru biserica lui. Eu să disprețuiesc în halul ăsta biserica lui Hristos că nu mă pot duce, că nu vreau să mă duc. Că nu mi se pare că performanța predicatorului se ridică la așteptările mele. Mai auzi unii care spun asta. Dom'le, nu mai. Băi, acum când te-ai uitat pe internet și vezi foarte înțelepți ei. Ei și știu să aprecieze care-s predicile alea bune. Care-s niște oameni care n-au niciun fel de pregătire. Niciun fel de pregătire. Și n-am nicio problemă că n-au niciun fel de pregătire. Dar aroganța cu care ei vorbesc. Zice, băi, nu mai. Păi ce ai ascultat pe internet, predicatori extraordinari. Ai văzut cum în slujbe adevărate. Să mă uit eu la biserica aia, unii 30 de oameni și m-a dus la ascult pe ăla care abia a învățat să vorbească. Nu mai se poate. Băi, trăim în alte vremuri. Îmi imaginez cum ar fi reacționat Apostolul Pavel dacă ar fi auzit asemenea prostii, asemenea nerozii, asemenea blasfemii, ca să-ți bajocuri directe împotriva trupului Domnului Iisus Hristos. Da, frații aia 30 pe care tu îi disprețuiești acum stând acasă, tare mă tem că nu o să-i vezi în veșnicie. Tare mă tem. Tare mă tem. Nu că ți-ai pierdut mântuirea, că n-ai avut nimic, că te-ai înșelat toată viața pe tine însuți. Fraților, ascultați-vă, dacă într-o zi, eu vă spun deschis acum și înregistrat, dacă eu într-o zi aș rămâne acasă, că nu am chef să vin la adunare, să știți, ori am luat-o razna, deci ori, nu, dar numai asta e singura variantă de fapt, s-o fi luat razna, să mă fi stricat în halul ăsta la cap, că eu să stau la acasă, să stau acasă așa de, în timp ce frații mei se strâng la adunare, 2 frați dacă se strâng, 3 frați dacă se strâng, 10 frați dacă se strâng, nu este nicio diferență pentru mine. Nici o diferență pentru mine. Când auzi adunări care zic, domnule, scoate în slujba că vin jumătate. Nu mai vin toți. Așa și? Ce dacă vin jumătate? De când am... Și ce dacă? De când numărul este ăla care hotărăște? Bun, dar dacă duminică nu mai vin dimineața, ce facem? Nu mai vin la cină. Scoatem cină. Ce mai scoatem, domnule? Cu ce mai rămânem din adunare și din creștinătate dacă noi ciopărțim din el după cum ne taie pe noi capul? Că unul vine, că unul nu vine și așa mai departe. Vreau să înțelegem lucrul ăsta fundamental. Biserica Domnului Iisus Hristos a fost rânduită de însuși Domnul Iisus Hristos ca o strângere la oaltă a Sfinților lui Dumnezeu. O strângere la oaltă. Fizică. Fizică. Unii zic, din nou insist asupra unor lucruri. Eu înțeleg toate lucrurile astea. Nu mă înțelegeți că eu înțeleg că e mai comod să stai acasă. Dar n-aș putea să stau acasă. Ce cine ai acasă? Mi se pare o aberație. Da? Eu singur, eu cu nevastă mea, eu cu nevastă mea fac alte lucruri, nu stau și iau masa Domnului. Da? Iau masa, dar nu iau masa Domnului. Da? Nu-mi convine de cutare. Nu mă înțeleg cu cutare la adunare. A avut un conflict cu nu știu cine. Nu-i place de chelia lui ăla. Că s-a întors nu știu când și s-a uitat cumva la el.
că atunci s-o ras de el, că o trecut pe lângă el și nu i-o da pace, că o fac tot felul de lucruri. Răspunsul meu, și ce dacă? Și ce dacă? Ce legătură are dacă, nu știu, într-o zi, nu știu, se supără careva pe mine? M-a deranjat cu ceva. Ce legătură are asta cu faptul că Domnul a creat trupul lui manifestat pe pământ în adunări locale? Ce legătură are? Eu să nu mă mai duc, ca eu să spun, voi disprețui toată adunarea, voi neglija toată adunarea, voi ignora toată adunarea Domnului Iisus Hristos, doar pentru că nu-mi place mie de chilia cuiva. Da? Ce legături, mă înțelegeți cât de absurd e, dar oameni care își spun creștini, spun în continuu lucrurile astea. Eu nu mă mai duc la biserică pentru că cu tare o fac nu știu ce. Dar asta este premiza de lucru cu care Apostolul Pavel lucrează atunci când discută despre cina Domnului. Ne adunăm la oaltă, venim la adunare, ne adunăm în același loc. Astea sunt expresii pe care el le folosește foarte clar atunci când introduce subiectul acesta al cinei Domnului. Bun, a doilea lucru. De ce venim la adunare? Că trebuie să avem un scop cu care venim la adunare. Noi spunem, venim să ne să luăm masa Domnului. Așa este, venim să ne rugăm. Așa este, venim să cântăm, să ne închinăm, să-L adorăm pe Domnul Iisus. Așa este, venim să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Așa este. Dar uitați în versetul 17 cum prezintă Apostolul Pavel lucrul ăsta. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud. Dar i-ar fi lăudat dacă ei făceau ce trebuie, nu? Dar nu vă laud pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni. Asta înseamnă că el vrea să spună, ăsta ar fi motivul normal pentru care să vii, nu? Să vii la adunare să te faci mai bun. Nu vii de Crăciun să te faci mai bun, ci vii constant la adunare ca să te faci mai bun. Cu alte cuvinte, rolul acestei adunări, chiar și acestei strângeri, este ca noi să ne facem mai buni. Prin ceva ce se întâmplă aici, la masa Domnului, într-o cântare, într-o rugăciune pe care o aud, în predicare, ceva atinge din viața mea și îmbunătățește. Puțin mai, dar îmbunătățește viața mea. Este imposibil, oricât de slabă. Acum, eu nu încurajez predicile slabe, da? Eu încurajez predicile pregătite, gândite, stat înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune, pus pe foici, să făcut cât poți tu să faci. Dar nu se poate. Eu nu cred că dacă tu te rogi acasă, uitați, eu mă rog acasă, Doamne, vreau să mă duc la duminică, la adunare, eu vreau să mă fac puțin mai bun decât am fost aseară, Doamne, decât am fost ieri. Eu vreau să progresez pe calea ta. Eu nu vreau să rămân acolo înțepenit, da? Împământenit într-o poziție spirituală, acolo să colcăi. Vreau să puțin măcar. Eu nu cred, ascultați-mă, nu cred că Dumnezeu te va lăsa pe tine în duminica aia nehrănit spiritual. Nu cred, nu știu, nu vreau să cred. Că nu o să găsesc, nu o să pot lua absolut nimic bun de acolo ca să mă facă puțin mai bun. Credeți? Nu se poate ca Dumnezeu să nu te asculte. Ceva îți va da Dumnezeu. Te vei duce, Domnule, cu ceva acasă. Te vei duce cu ceva acasă. Vă adunați la oaltă ca să vă, zice, nu ca să vă faceți mai buni. Dar de asta ar fi trebuit să se aducă. Să se ducă acolo. Să se facă mai... De asta ne ducem. Să ne facem mai buni. Ar trebui să vedem că suntem mai buni pe zi ce trece. Nu că suntem... Nu zice, nu, voi vă strângeți, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Deci este posibil să te duci la adunare și de la adunare să pleci mai rău decât ai venit. Știți care e problema? Problema e dacă eu din față îi fac pe cei care au venit la adunare să plece mai răi. Prin sfaturile pe care le dau, prin îndemnurile pe care le dau, prin învățăturile pe care le dau, eu pot să-i fac pe oameni mai răi. Văd eu pe pocăiți, mă, nu fiți cumva, fiți cumva, fiți altfel. Și încep să dau tot felul de sfaturi și de idei care din capul meu sau din inima mea și oamenii se duc de la adunare, dacă mă iau pe cuvânt, mai răi decât au venit. Deci e posibil asta. Asta e scris în Biblie. Că unii zic, nu mă mai duc la adunare, că... Băi, acolo mai rău plec de la adunare. Exact așa plecau ăștia din Corint. Dar le-a spus Pavel să nu se mai ducă? Vă procesați din nou ce am spus. Unii zic că nu se duc la adunare, că se duc la adunare să fac mai rău decât au fost înainte. Așa era în Corint, corect? Se duceau la adunare, spune Pavel, și se făceau mai răi. Dar le spune Pavel să nu se mai ducă? Nu! Pavel nu le zice, nu vă mai duceți, că vă faceți mai rău. Bă, mai bine nu vă duceți, mai bine stați acasă. Nu, ce Apostolul Pavel spune să rezolve problemele alea și lucrurile acelea care îi făceau să facă mai răi. Deci opțiunea pentru Pavel nu era nu te mai du la adunare. Opțiunea pentru Pavel niciodată nu a fost asta. Dar vedeți, scopul pentru care noi trebuie să venim aici este ca să ne facem mai buni. Ascultați-mă, o luăm de dimineață. Dacă eu am venit la masa Domnului și am văzut jertfa Domnului, trupul lui frânt, jertfit pentru mine și pentru păcatele mele și lucrul ăsta nu mă mișcă cu nimic, și am rămas în aceeași stare, eu m-am făcut de fapt mai rău. Eu dacă trebuia să progresez, nu? La nivelul 3 și eu încă sunt la nivelul 1, înseamnă că sunt mai rău. Sunt mai rău. Eu când nu progresez, eu sunt mai rău decât eram.
Că în mod normal tu trebuie să progresezi în absolut orice privință. Da? Bun. Uitați ce spune versetul 18. Ce ciudățenie! Mai întâi de toate, oi așa, 1, 2, 3. Mai întâi de toate, primul lucru, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Asta e un lucru ciudat. Nu vi se pare să te strângi ca să te separi? Păi de asta ne-am strâns, ca să fim împreună? Nu? Că asta înseamnă strângere. Ne-am strâns, ne-am adunat. Și ei, în timp ce s-adunau, s-adunau ca să se separe. S-adunau ca să se facă dezbinări între ei, partide între ei. Dar chiar și în situația asta, spune Apostolul Pavel, că și trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Întrebarea este care erau ăia buni. Dar vedeți, Apostolul Pavel nu spune că toți sunt răi, ci spune că atunci când se creează partide, unii sunt, cum sunt? Buni, așa zice el. Că unii sunt buni. Unii sunt buni. Deci Apostolul Pavel nu e fatalist, nu zice, a, toți sunteți răi, nu există nicio diferență între voi, sunt partide, măi, toți sunteți vinovați. El nu zice așa. El zice, în momentul în care s-au creat partide, da, unii dintre ei erau buni. Și zice, atunci în partidele acelea care s-au creat acolo și dezbinările alea, a ieșit, a avut măcar rezultatul ăsta bun. Apostolul Pavel nu ne îndeamnă să avem dezbinări. Zice, vezi ce o zice Pavel? Atunci când se creează partide, iasă la lumină cei buni. Deci hai să facem și noi niște partide aici ca să vedem care să ia buni. Asta e o nebunie, e o chestie drăcească 100%. Da? Apostolul Pavel zice, da, e un dezastru ce ați făcut în adunare, dar uite că totul este un lucru bun. Cei care sunt buni s-au coagulat într-o partida lor, da? Într-o separare a lor. Și zice, fiindcă s-a creat dezbinarea asta, când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Și începe să descrie tot ce făceau ei acolo. Că mâncau unii înainte altora, că beau. Practic, ce s-a întâmplat, din ce înțeleg eu aici? Aveau agape, asta aveau. Aveau mese de dragoste la un loc cu masa Domnului. Da? Își mâncau, că așa a fost masa de Paște. Masa de Paște era o mâncare pe care ei o mâncau și în interiorul mesei de Paște Domnul Iisus Hristos la un moment dat se oprește și ia două elemente din toată masa aia care era o masă bogată. Ia două elemente și spune, astea din momentul ăsta sunt consacrate pentru ca să arate trupul și sângele meu. Da? Ce s-a întâmplat? Ei au copiat exemplul ăsta de la evrei și au început să aibă mese de dragoste ca un fel de mese pascale repetate. Au început să aibă mese de dragoste împreună. Numai că mesele astea de dragoste nu mai erau mese de dragoste, că dragoste înseamnă să arăți altuia curtazie. Dragoste înseamnă să-i dai altuia întâietate. Dragoste înseamnă să dăruiești altuia, nu? Asta, mesele astea de dragoste s-au transformat în niște mese de dezbinare. Că el venea și zicea, bun, eu am venit cu sarmalele mele. Eu nu îi le dau lui ăla. Că am venit să le mănânc eu. Și zice, eu am venit cu prăjitura asta, eu m-am chinuit atâta seară, eu nu mă duc să o împar cu ăsta. Și-o mânca singură toată prăjitura, da? Și se îmbăta cu romul numai de la prăjitură. M-ați înțeles? De ce asta făceau? Mesele de dragoste s-au transformat într-o masă de dezbinare. Nu. Unul flămând și unul beat. Mai puteau ei să ia cina Domnului? Probabil că l-au, dar mai era aia masa Domnului. Aia erau bajocuri acolo ce făceau ei. Și Apostolul Pavel de asta spune, măi, nu mai este cu putință când vă adunați la un loc să mâncați cina Domnului datorită acestor dezbinări și acestei răsturnări de lucruri care s-a întâmplat acolo. Uitați ce zice, fiindcă atunci când stați la masă, parcă îi și vezi. Fiecare se grăbea. Păi nu cumva să vină ăla la altul. Fiecare se grăbește și să cea cina adusă de el înaintea altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este biat. Dar aici este un principiu care trebuie să se aplice în toată slujirea unei adunări. Și anume, că atunci când suntem la adunare, nu trebuie să ne... Să ne ce? Să ne grăbim. Nu știu dacă ați văzut adunări. Eu când merg într-o parte și în alta, văd tot felul de oameni. Și e frumos așa, stai și să analizezi. Și psihologic și așa, să-i vezi pe oameni cum se comportă. Predici. Când se face 12 fără 5... Îl văd câte un moșuleț din ăla, își ia pălăria și o ia în mână și o aranjează. Bă, tu poți să predici acolo, cu alte cuvinte, treaba ta, tu poți să zici ce zici tu, da? Și el când s-a uitat, ei 12 fără un minut și a pus cușma în cap, nici nu-l interesează că sunt 200 de oameni acolo. El se ridică ușurel, așa tacticos, se duce spre ieșire, el se duce acasă. Bă, băieți, voi puteți să stați acolo, să ascultați, să mai discutați, el are alte treburi. Da? Băi, la 12 s-a terminat. Da? Ori se duce pentru stomac, ori se duce... Cine știe pentru ce se duce el?
Vedeți, principiul ăsta pe care îl dă Scriptura aici se aplică la orice situație din adunare, orice slujire din adunare. Când venim în adunare, fiecare dintre noi trebuie să ne așteptăm unii pe alții. Să fim toți în același ritm în toate lucrurile pe care le facem. În toate slujirile pe care le facem. Aici nu suntem la concurență. Vedem care predică mai bine, care cântă mai bine, care se roagă mai bine, care stă la cina Domnului mai bine. Nu despre asta este vorba. Deși, în multe situații, ca așa cu 2000 de ani, și de asta avem textul ăsta aici, în foarte multe situații, unii oameni se înrăutățesc în adunare pentru că au venit pentru o competiție. Pentru o întrecere. Ei, cred că suntem la concurs aici, dar nu suntem. Adunarea nu este un loc în care să concurăm, care să vedem care e mai grozav decât altul. Nu este adunarea pentru lucrul ăsta. Da? Versetul 22. Apostolul Pavel într-un fel le dă o soluție pentru ce făceau ei acolo. Ce, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Apostolul Pavel ce zice cu alte cuvinte? Ca să nu mai amestecați masa Domnului, cina și pâinea pe care o luăm la masa Domnului, cu mâncărurile voastre, duceți-vă și mâncați acasă. Uitați că de 2000 de ani tot facem lucrul ăsta, nu? Mâncăm acasă. Mâncăm acasă. Nu mai mâncăm la adunare. Și el zice, bine, bine, casa voastră, dar observați dumneavoastră diferența pe care el o face între casele noastre și biserica lui Dumnezeu. Zice, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Așa, asta se face acasă. Acasă, mâni și bei. Sau disprețuiți, auziți, biserica lui Dumnezeu. Știți când se produc lucruri rele în adunare? Lucruri rele în adunare se produc, într-adevăr, când nu venim cu un scop bun de a ne face mai buni. Se produc, în adevăr, când nu păstrăm unitatea și ne dezvinăm. Se produc, într-adevăr, când credem că adunarea este un loc în care să concurăm unii cu alții, să ne arătăm cât suntem de deștepți în fața altora. Dar se produc foarte multe lucruri în adunare când confundăm casele noastre cu biserica lui Dumnezeu. Casele noastre cu biserica lui Dumnezeu. Lucrul ăsta se vede foarte bine, de exemplu, în bisericile românești din diaspora. Astea sunt probleme peste tot. Deci, peste tot există. Că sute mii de biserici, câte sunt, peste tot sunt problemele astea. Și zice, au venit oameni. Au venit de la Șasa, de la Târgu Jiu, de la Cutare, de la Cutare, de la Cutare, de la Cutare. Și fiecare zice, măi, noi așa făceam. Și încep să se certe între ei. Și poate ce s-au certat bine între ei, s-au păruit bine, ei pocăiți, evident, ca pocăiți s-au păruit. Deci nu vă imaginați că au făcut ca oameni în lume, da? După aceea fiecare își face biserica lui, care arată după mintea lui. După capul lui arată. M-ați înțeles? Dar aici este o mentalitate. Care este problema? Că zici, bun, dar el a făcut biserica lui după cum era în biserica lui, după cum era în casa lui. Nu! Mentalitatea el cu care s-a dus el este următoare. Eu sunt ca un fel de stăpân. Și eu trebuie să implementez aici în adunarea asta cum a fost la noi. Eu am dreptul ăsta, eu am puterea asta. Mi se cuvine mie să vin să facem lucrurile cum vreau eu. M-ați înțeles? Ei nu se pun la un loc tot și zice, mă, bun, hai să vedem. Voi ați venit cu ideea, cu aia, cu aia, cu aia. Hai să o punem în fața cuvântului, să vedem. Care e ideea justificată de Biblie? Că nu ajungem nicăieri aici. Ne batem între noi și ne despărțim și cu cât trebuie să mai despărțiți, cu cât suntem mai slabi și mai neputincioși și mai ineficienți. Mentalitatea aceasta de a veni la biserică ca să facem biserică ce faci în casa ta, asta este o problemă. Asta va distruge adunarea locală, nu biserica lui Dumnezeu, care nu poate fi distrusă de nimeni, niciodată. Dar multe adunări locale au fost distruse datorită faptului că oamenii n-au înțeles. Bă, n-ai case unde să o faci pe cocoșul, du-te acasă la tine, nu la adunare. M-ați înțeles? Cam asta spune Apostolul Pavel. Nu aveți case unde să mâncați, vrei să mănânci, du-te acasă la tine și mănâncă. Nu mânca la adunare, nu fă dezbinare în adunare. Nu fă de rușine pe altul în adunare. Nu te apuca să concurezi cu altul în adunare. Vrei să faci concurs? Ia pe cineva, domnule, și fugi din jos, din la cimitir, până sus în deal dacă vrei să faci concurs cu cineva. Că adunarea nu este un loc în care să faci concurență, corect? Asta spune Apostolul Pavel. Adunarea, în adunare nu venim cu o mentalitate pe care avem noi în proprietățile noastre personale, în casele noastre. Că dacă venim cu atitudinea și cu mentalitatea aceea, spune Apostolul Pavel, disprețuim biserica lui Dumnezeu. Disprețuim biserica lui Dumnezeu. Și asta este un avertisment foarte serios pe care îl dă Apostolul Pavel. Disprețuirea bisericii lui Dumnezeu. Și zice, cum disprețuiau? Vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Cu alte cuvinte, noi trebuie să procedăm într-o asemenea măsură în adunare, încât ăla cu haina scumpă și ăla cu haina mai puțin scumpă, să nu se vadă nicio diferență între ei. Corect? Chiar asta zice, cum disprețuiești adunarea? Dar e interesant aici, că dacă ei făceau de rușine, venea un frate sărac, da? Evident, omul poate era și cu bun simț.
nu se ducea să seară cu capul în sarmalele lui ăla. Da, stătea la distanță și el aștepta și el să fie invitat de cineva, că nu avea. Că nu avea. Ăștia mâncau și era rămânea flămând. El zice, ce făceau ei când se întâmpla lucrul ăsta? Disprețuiau ce? Nu zice că disprețuiau pe cel flămând. Disprețuiau ce? Biserica lui Dumnezeu o disprețuiau. Biserica lui Dumnezeu o disprețuiau. Cu alte cuvinte, atunci când sunt în adunare, noi suntem diferiți în foarte multe privințe. Dacă noi prin lucrurile pe care le facem, facem o separare între noi pe anumite criterii din astea omenești, că ăla are, că ăla nu are, că ăla a făcut, că ăla a făcut, ăla este un dispreț. În adunare nu mai există nicio diferență între noi. Toate diferențele din afară dispar. Că ăla are salariul ăla, care are salariul ălalt. Este irelevant, n-are nicio importanță în adunare. Că ăla are casa cu tare, că ăla are casa cu tare. Are vreo importanță în adunare? Nicio importanță. Că ăla are haina cu tare, că ăla are haina cu tare. Are vreo importanță? În adunare nu are nicio importanță. Că ăla are ochii cu așa, că ăla are păr, că ăla nu are, că ăla e chel, că ăla e... Bă, nu are lucrurile astea. Nu au nicio importanță. În momentul în care începem să punem accentul pe ele, în momentul acela, disprețuim ce? Biserica lui Dumnezeu. Disprețuim Biserica lui Dumnezeu. Și câți oameni sunt astăzi? Ascultați-mă. Dacă eu n-aș veni la adunare, fără motive întemeiate că-s bolnav și nu mă pot mișca, dacă n-aș veni la adunare, știți ce este asta? Nu mă duc eu la ăia. Eu nu o spun așa, că o trebuie să fiu și eu mai cizelat în exprimare. Nu o spun așa. Las, bă, zuma 3 oameni, 10 oameni. Cine au auzit biserica? Bă, am auzit oameni fără minte. A, la Tudorești, n-aș intra într-o biserică de aia. Ce să... Nu m-aș duce, mai bine stau acasă singur. Tu disprețuiești Biserica lui Dumnezeu și o să-ți iei o sânda. Eu vă spun sincer, un om care trăiește într-o stare din asta, cred că te poate apuca o nebuneală din asta o săptămână, două. Dar dacă trăiești ani de zile în forma asta de nebunie, să disprețuiești constant Biserica lui Dumnezeu, eu cred că n-ai nicio treabă cu Dumnezeu. Niciuna. Deci n-ai înțeles absolut nimic. Că dacă biserica n-arată cum mi-am imaginat-o eu, perfect cum mi-am imaginat-o eu, nu mai pot să o disprețuiesc, pot să vorbesc despre ea cum vreau eu. Ăla este un dispreț al adunării lui Dumnezeu și Dumnezeu nu lasă lucrurile astea nepedepsite. Sub absolut nicio formă. Sub absolut nicio formă. De aceea să luăm și noi cu mare atenție și cu seriozitate acest avertisment al Apostolului Pavel prezentat prin această întrebare retorică. Parcă îl vezi pe Apostolul Pavel stând în fața lui și întrebându-i. Sau disprețuiești Biserica lui Dumnezeu? Mă, cumva disprețuiești Biserica lui Dumnezeu? Cumva disprețuiești Biserica lui Dumnezeu? Eu nu vorbesc acum, fraților, de biserici apostate și rătăcite și moarte și intrate în comă spirituală din care mai bine pleci ca să-ți salvezi sufletul tău și a familiei tale. Eu nu despre asta vorbesc. Eu vorbesc despre adunări reale a Domnului Iisus Hristos în care e Domnul prezent, în care se predică cuvântul, în care poți să fii hrănit spiritual și să trăiești viața ta spirituală. Nu le poți disprețui. Ce să vă zic, să vă laud în privința aceasta, nu vă laud. Și după ce face introducerea aceasta despre situația pe care ei au creat-o, despre dezbinarea asta, mega dezbinarea aceasta, de la versetul 23 până la versetul 25, introduce această tradiție, dacă aș putea să zic, această predanie pe care a dat-o Domnul Iisus. Că el zice, asta ce înseamnă tradiție? Vedeți noi evanghelici, suntem foarte speriați când auzim cuvântul tradiție. Gata, ne-am speriat. Ne imaginăm deja niște pomeni, niște colaj, niște treburi, niște cearșafuri, niște prosoape, niște de asta ne imaginăm, lumânări. Termenul tradiție înseamnă ceva care a luat vechime, care a fost luat dintr-o parte și tot a fost dat din generație în generație mai departe. Asta este tradiția. Sunt tradiții bune, biblice și sunt tradiții rele. Apostolul Pavel le spune la un moment dat, cum zic, că pocăiții nu crede în tradiție. Nu, noi credem în tradiții, dar care are justificate de Biblie. Da? Apostolul Pavel spune să vă țineți de ce v-am transmis eu în scrisoarea aceasta sau prin viu? Grai. Aia era tradiție, da? Dar vedeți, el spune în epistolă și prin viu grea. Adică puteai să verifici ce a spus, că se trezea unul și spune: "Păi Apostolul Pavel mi-a zis mie cândva lucrul ăsta." Păi de unde știm noi că ți-a spus ție? Păi mi-a zis mie, credeți-mă pe cuvânt. Asta era? Nu, tu puteai să deschizi, păi el a zis să ascult ce a spus în epistola asta și în viu grai. Adică vă aduceți aminte când eram la voi că vă spuneam lucrurile acestea. Și acum începe să le scrie. Cu alte cuvinte, eu mi-aduc aminte ce a spus Apostolul Pavel, vorbim de pe vremea în care ei trăiau. Măi, mi-aduc aminte ce a spus Apostolul Pavel, dar ia să verific aici, că mi-a zis să verific. Și verificam. A, nu a zis chiar așa. Uite, așa a zis. Că așa, imaginați-vă ce se întâmpla acolo dacă fiecare venea cu tradiția lui. Nu, că eu așa mi-aduc aminte, parcă Pavel a zis așa. Mă, parcă Pavel a zis să ne mai dăm totuși câte o palmă din când în când.
Nu des, dar din când în când. Eu așa parcă mi-aduc aminte. Mă, nu a zis așa, au zis ne dăm câte trei palme. Păi ce rezultat de acolo? Da? Vă imaginați, nu? De aceea avem cuvântul lui Dumnezeu care El ne arată care tradiții sunt bune. De ce vă spun asta? Ascultați. Că ce am primit de la Domnul, ce v-am învățat. De unde știm noi ce a primit Pavel de la Domnul? Dar el zice, v-am învățat la timpul trecut. Deci corintenii știau lucrurile astea, corect? Zice, v-am învățat deja mai. Și vă readuc din nou acum aminte. De unde știm noi ce a primit apostolul Pavel de la Domnul? Și ce i-a învățat pe corinteni? Știți sau nu știți? Vă mai întreb, puteți vorbiți acum. De unde știm noi că Pavel zice, am primit de la Domnul ce v-am învățat? De unde știm noi ce i-a învățat pe corinteni? De unde știm? Știm sau nu știm? Știm! Uite, Relu mi-arată. Aici, tată, în Biblie. Pentru că el a scris. Zice, a, v-am învățat. Eu am, uitați, Domnul i-a dat lui Pavel și Pavel a dat corintenilor și Pavel zice, știi ce facem? Luăm toată treaba asta și o scriem. O scriem ca să rămână acolo. Ca fiecare să se poată duce la cuvânt și să verifice. Da? Să verifice. Cu alte cuvinte, ăsta este criteriu absolut de judecare a tuturor lucrurilor. Cineva aș spune, biserica a primit de mii de ani, prin secolul 5, da? După 400 de ani de la venirea Domnului Iisus și de la moartea apostolilor, noi am primit ceva diferit. Păi ce ați primit? Să ne facem cruce. Și tu zici, da? Ia, unde o scris apostolul Pavel lucrul ăsta? A, păi nu-i scris, am primit noi mai târziu. Oh, dai puțin. Păi am primit prin secolul 7 să ne închinăm înaintea Maicii Domnului. Sigur, nu ne închinăm ca la Dumnezeu, dar o venerăm și ne rugăm ei și mijlocim la ea ca ea să mijlocească la Iisus și Iisus să mijlocească la Tatăl. Da? Bun, hai, nu zicem că e rău. Hai să vedem unde. Zici că e tradiția asta, da? De la cine? De la apostol zice că e. La apostol, hai să vedem. Unde a spus apostolul Pavel asta? Sau Petru? Sau Ioan? Că dacă nu, oricine poate să vină să spună să întâlnesc 100 de preoți și zic, bă, sau cât o fi, uite, facem un conciliu, că noi așa știm noi că am primit de la apostol. Păi, tradiția apostolică înseamnă să fi fost prezentată de apostol. Și singurul mod în care eu, Andrei, și tu poți să știi că este prezentată de apostol, este să mă uit în... Păi cum putem noi să ne ferim de înșelare într-un alt... Cu oamenii nu înțeleg de ce noi insistăm pe Scriptură. Cum pot eu să mă ferez de înșelare dacă tu vii și îmi spui, uite, tu vii și spui, eu am primit de la apostolul Pavel, de mii de ani transmis lucrul ăsta, că trebuie în fiecare duminică dimineața să facem la ora 6 nu știu ce. Și zic, bun, dar cum știu eu asta? Păi nu, îți spun eu. Bună, mă înțeles, dar cum știu că tu chiar ai primit de la Pavel? Nu că venim din generație în generație timp de mii de ani. Păi stai, am înțeles povestea pe care tu mi-o spui, dar cum poți dovedi asta? Răspunsul este că nu poate. Nu poate, el nu poate să dovedească. De aceea apostolul Pavel, tradițiile pe care el le-a primit, predaniile, cum se spune, în limbajul popular, ele au fost scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Au fost scrise. Și să știți, sunt mult mai multe pasaje în Sfânta Scriptură. E bine să avem discuții cu oamenii. E bine să discutăm. E foarte bine să discutăm cu ei. Și foarte bine să-i punem pe oameni în fața cuvântului lui Dumnezeu, ca oamenii să poată și ei judeca singur lucrurile acestea. Da? Se poate judeca singur lucrurile acestea. Ascultați, vă citesc din 2 Tesaloniceni, capitolul 3. Vreau să vă citesc puțin un verset. Și dacă n-ascultă cineva, ce spunem noi, unde? Deci el zicea, de ce să ascult mai de tine? Și el spunea, pentru că așa este scris în epistolă. Adică în secolul I, el avea o epistolă, frate. Avea o epistolă. Nu aveau tot canonul Noului Testament. Dar biserica din Tesalonica avea, și știți, la un moment dat spune, să trimiteți scrisoarea asta fraților din Cutare și ei vă vor trimite vouă scrisoare. Deci se făcea, se circulau scrisorile și ei le copiau. Și zice, epistola, ia să vezi ce a spus aici. Bă, tu nu trebuie să mănânci dacă n-ai muncit. Hai, la treabă. Nu cere ajutor, nu nimic, n-ai muncit. Simplu, așa au spus. Asta spune tesalonicenilor. Cine nu muncește, nici să nu mănânce. La un moment dat zice, vin unii ca și cum i-am fi trimis noi și spun cu tare și cu tare lucru. Nu e adevărat. Și au scris în epistolă, dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l să n-aveți nici un fel de legătură cu el ca să-i fie rușine. Interesant. Interesant. Deci au scris în epistolă. Acesta este principiul. Principiul este această predare
a învățăturii apostolice. Acesta este, fraților, motivul pentru care noi predicăm despre masa Domnului. Predicăm despre masa Domnului pentru că Pavel a primit de la Domnul, noi am primit de la el prin această epistolă și trebuie să o dăm în continuare celor care vor veni după noi. Dar observați în versetul 23 că masa Domnului, cina Domnului, este primită de la cine? De la cine? De la Domnul. Învățătura despre masa Domnului și însăși masa Domnului este de la Domnul. Ea nu este de la oameni. Ea nu este de la o biserică, nu este de la un cult, nu este de la o mișcare, de la o federație, de la o asociație de adunări. Nu este de la un om. Ea nu este de la un apostol. Ea este de la Domnul Iisus Hristos. El a instituit lucrul ăsta fizic la masa pascală și El ne-a dat învățătură despre lucrul acesta. Că spuneam, primit de la Domnul ce v-am învățat. Da? Știm că Domnul a instituit lucrul ăsta și știm că Domnul ne-a învățat lucrurile acestea. Cina Domnului este primită de la Domnul. Versetul 23 ne arată clar lucrul acesta. Dacă Domnul ne-a învățat un lucru, înseamnă că și noi trebuie să dăm mai departe. Că ăsta a fost modelul lui Pavel. Pavel spune, Domnul mi-a dat mie, eu v-am dat vouă. Ăsta este principiul. Tot ce am primit noi de la Domnul trebuie dat și altora. Trebuie dat și altora. Și cina Domnului este un lucru primit de la Domnul și de aceea este ceva ce noi trebuie să dăm, să învățăm și pe alții. Versetul 23. Uitați care este atmosfera de la masa Domnului. Versetul 23 și 24. Ce am primit de la Domnul, am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și ascultați. Și după ce a... Știa Domnul Iisus ce o să se întâmple cu el după asta? În câteva ceasuri? Da sau nu? Știa. Știa că va muri. Și totuși el s-a apropiat de această masă pe care a instituit-o. Cum? Cu mulțumire. Păi el, Domnul Iisus Hristos, imaginați-vă pe Domnul Iisus Hristos ca la pâinea care simboliza trupul lui. Domnul Iisus a luat paharul cu vin care simboliza sângele lui. Și Domnul vizualizează, își imaginează, știe tot chinul prin care va trece. Știe toată suferința lui, știe toată biciuirea, toată scuiparea, toată batjocora, știe toată ura oamenilor ca un torent care urma să vină peste el. El știe și totuși a mulțumit. Aceasta este, fraților, atitudinea în care se vine la masa Domnului. Eu nu înțeleg de ce trebuie să vin la masa Domnului bosunflat. Cum spune Isaia 58, plec capul ca un pipirig înaintea Domnului, că așa spune un verset mai încolo, să mă cercetez pe mine însumi. Așa îmi spune mie Domnul. Să plec capul ca un pipirig, amărât, supărat înaintea lui, uitându-mă la jertfa prin care eu am fost mântuit? Jertfa prin care am fost iertat mă face să stau cu capul în jos? Da sau nu? Jertfa prin care eu am fost iertat de toate păcatele mele mă face să stau amărât înaintea Domnului? Jertfa prin care eu am primit viață veșnică, prin care am fost răscumpărat, mă face supărat? Jertfa, ascultați-mă, eu cred că așa mă gândesc, că oamenii nu vin la masa Domnului, că nu au înțeles minunăția acestei jertfe, frate. Dacă eu sunt peste drum acolo și stau să procesez puțin, eu mă duc acolo să-mi aduc aminte de jertfa prin care exist spiritual, prin care am relație cu Dumnezeu, prin care am viață veșnică, prin care am nădejde, mă simt obosit. Gata, m-am sculat, m-am îmbrăcat și m-am dus la masa Domnului. Că mă duc la această minunată jertfă, să o văd acolo din nou, să-mi aduc aminte din nou de ea. De asta trăiesc, Doamne, prin ea. De asta am viața veșnică prin ea. De asta s-a iertat de păcatele mele prin ea. De asta când mă uit la săptămâna asta și eu și Dani și tu și tu și tu, care n-a fost o săptămână perfectă, nu-i așa? Când mă uit la săptămâna mea, zic, totuși sunt creștin pentru jertfa Domnului Iisus, nu pentru săptămâna asta nenorocită. Sunt creștin datorită jertfei lui Iisus, nu pentru lucrurile pe care le-am făcut săptămâna asta. Mă duc cu bucurie acolo. Mă duc cu mulțumire că El însuși Iisus Hristos ne-a învățat cum să venim la masa asta. Și ascultați-mă, dacă eu stau acasă, eu asta nu pot, vă spun, nu pot să înțeleg și nici nu vreau să înțeleg. Eu să stau acasă, să stau acasă în timp ce Domnul Iisus mi-a dat lucrul ăsta. E o problemă cu Hristos în primul rând. Măi, Hristos ne-a dat asta, tu mă înțelegi? E ca și cum și-a auzit acasă pe Domnul Iisus Hristos și am primit de la Domnul ce v-am învățat. Când vă adunați la oaltă să faceți lucrul ăsta. L-aud pe Domnul Iisus Hristos spunându-mi lucrurile astea și eu sunt... indiferent, negligent. Nu s-au sculat copiii de vreme, frate. Măi, dacă nu s-au sculat copiii de vreme, îi scol eu. Dacă nu s-au sculat, îi scol. Măi, am fost aseară la nuntă și am fost, suntem buimași de cap. Dacă am fost aseară la nuntă și suntem buimași de cap, la un moment dat știi ce faci? Te pornești așa, mecanic. Te pornești mecanic și te miști, te duci și îți faci treaba. Care-i problema?
Că așa situații tot inventăm până la venirea Domnului. Doamne, atunci au fost ziua în care trebuie să cumpăr mașină. Bravo, bun. Și duminica următoare n-am reușit să fac cumpărături. N-ai reușit, mă, 6 zile să faci cumpărături. Bun. Și duminica următoare am auzit că mâine plouă și trebuie să mă duc sar. Și după aceea ce o să mai inventez și ce o să mai faci? Îți mai dau eu dacă vrei scuze. Că îți dau scuze, cu duimul. Dacă vrei scuze să ai, îți dau. Dacă vă lipsesc scuze, le spun. Vă dau. Mintea asta stricată poate produce scuze și justificări. Non-stop! Non-stop dacă vrei să te scuzi că nu te-ai dus la masa Domnului. La masa Domnului. Nu la masa unui om. Te-am înțeles, te-am chemat la o cafea și n-ai venit. Te-am chemat la o prăjitură și n-ai venit. Asta o mai înțelegem. Dar n-ai venit la masa Domnului. La masa Domnului. Nu la masa omului. La masa Domnului. Am mulțumit. Este o atitudine de mulțumire. A frânt-o și a zis. Cine a zis? Cine a zis? Domnul Iisus a zis. Domnul Iisus a zis. Sunt unii care zic, domnule, nu vă putem primi la masa noastră. Bă, țineți masa unde vrei tu. Cine ești tu, mă, să mă primești la masa Domnului? Cine te-a pus pe tine? Cui? S-a dat, te-a făcut domnul proprietar peste masa lui? S-a pus domnul numele pe masa lui? Te-ai jertfit împreună cu Domnul Iisus Hristos? Ai vărsat tu sângele împreună cu Domnul Iisus Hristos? Dacă ești un creștin născut din nou, care se află în bună relație cu Domnul Iisus Hristos și cu adunarea, nu ai absolut niciun drept ca să spun, stai puțin. Mai multe mese, mese aveți voi, o masă au tudoriști, o masă au creștini pe Evanghelie, o masă au pentecostali, o masă au nu știu ce. Nu, fraților, nu există așa. Domnul Iisus nu a întrebat pe Petru, tu ce o să fii? A, eu o să fiu papă, eu o să fiu catolic. Tu ce o să fii? Eu mă gândesc să inventez alte religii. Eu o să fiu cu baptiștii. Bă, tu ce o să fii? Da, bun. Faceți-vă fiecare masa voastră și luați masa. Nu. Eu așa îmi imaginez. Nu o să fie așa, dar vă spun, nu e o revelație de la Dumnezeu, n-am visat nimic azi noapte. Nu e revelat, dar mi-aș imagina că dacă am intrat în cer și vreunul ar avea nebunia asta, Domnul să întreabă, tu ce ai fost, mă? Eu am fost baptist. Ce? Am fost baptist. Tu ce ai fost? Tudorist. Ce ai fost? Tudorist. Vezi, mă, de treabă. Deci nu-s nici tudorist, nici baptist, nimica. Astea sunt niște împărțiri, niște adunări de biserici. N-am nicio problemă cu asta, nu vă imaginați. Că am o problemă, vai, nu mai pot eu. Nu am nicio problemă. E bine, fiecare tip de biserică care au înțeles lucrurile într-un anumit mod, să se adune, să facă lucruri împreună și așa mai departe. N-am absolut nicio problemă. Dar nu vă imaginați că atunci când stăm în fața Domnului Iisus, lucrul ăsta are vreo importanță. Are zero importanță. Nu vă imaginați că în fața Domnului Iisus Hristos etichetele noastre au vreo importanță. Zero! Nu vă imaginați că la masa Domnului lucrurile astea au vreo importanță. N-au nicio importanță. Este o singură masă a Domnului Iisus Hristos la care ne cheamă cine? Domnul Iisus. Când vine fratele Cristi sau vine tata sau vine Raul sau oricine altcineva care a venit cu elementele alea, eu nu mă uit la el. Vă spun sincer, de fiecare dată nu mă uit la el. Nu mă gândesc la el. Eu mă gândesc că el este ales de Domnul Iisus Hristos în dimineața aceea ca eu să-l văd pe Hristos, care Hristos îmi spune mie, luați, mâncați. Eu așa văd. Și cred că așa este normal să vedem, pentru că nu-i masa noastră. Cine era gazdă în ziua respectivă la masă acolo? Cine coordona masa? Cine? Domnul Iisus o coordona. Nu era niciunul dintre ucenici șef. Noi au organizat-o cineva masa, dar nu ei au condus masa. Masa a fost condusă de Domnul Iisus Hristos. Așadar eu din nou vă spun, ferească Dumnezeu să stai vreodată acasă când e masa Domnului. Îmi pare rău că nu sunt unii astăzi aici. Ferească Dumnezeu. Când stai acasă și masa Domnului, să-ți aduci aminte că Domnul Iisus Hristos spune, luați, mâncați. Și n-ai ce să iei să mănânci acasă, măi. Că masa Domnului numai în adunare. Masa Domnului este numai în adunare. Cina Domnului este numai în adunare. Și să răsune în cap așa, să mă sâcâie în continuu. Domnul spune, luați, mâncați și o să pleca pe coclauri în altă parte. Să-mi vând mașina, să-mi cumpăr porc, să nu știu ce nebunii să mai fac. Că mi-a dat satana de lucru. N-am avut de lucru toată săptămâna. Exact atunci, duminică, când s-o strâns frate, băi, exact atunci, n-am avut când să fac combinații cu telefoane. Au avut tot felul de lucruri pe care le fac oamenii duminica. Mă, n-ai prins, mă, nu că nu poate, că în restul săptămânii lucrează. Cât lucrează? 24 de ore lucrează. Tâmniți-vă, măi, noaptea la ora 2 dacă n-aveți când. Dar nu duminică dimineața la masa Domnului. Mă înțelegeți ce vreau să vă zic? Aflând-o, el le-a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea lui, spre pomenirea mea. Ceea ce facem noi la masa Domnului este să-L pomenim pe Domnul nostru Iisus Hristos, să ne amintim de El, să ne gândim la El cu credință, da? Să-L facem pe Domnul Iisus Hristos faimos. Prin această pomenire a Domnului Iisus Hristos, Domnul ne ajută să-L păstrăm pe El în centru. Asta e un lucru foarte important să știți. În cursul timpului, și poate fiecare biserică are sezoane din astea mai dificile, da?
mai are câte o iarnă spirituală, mai câte o toamnă, mai îmbătrânit așa, alteori mai câte o primăvară. Fiecare biserică are sezoanele ei. Și în anumite sezoane, în adunările locale, anumite, cum zic, nu cu dorința adunării, nu neapărat din greșeala adunării, anumite lucruri încep să ia atenția fraților. Fie că e un om, fie că e o lucrare pe care au de făcut, fie că e o problemă, anumite lucruri încep să macine sufletul adunării. Știți de ce e importantă cina Domnului? Cina Domnului întotdeauna te aduce la centru. Te duci la masa Domnului și faci lucrul acela spre pomenirea Lui. Mă, oricând am terminat noi de construit adunarea asta, scopul nostru aici este Domnul Iisus Hristos. Oricând am rezolvat noi problema asta, scopul nostru aici este Domnul Iisus Hristos. A, a venit un frate mai deosebit între noi, dar scopul nostru este cine? Noi nu pomenim pe nimeni la masa Domnului. Pomenim o singură persoană. O singură persoană. Așa că atunci când se mai dă cineva cocoș, trebuie să ne aducem aminte, nu mi-aduc aminte să fi murit tu pentru mine, nici să-ți fi vărsat sângele pentru mine, indiferent ce ai făcut tu, și la masa Domnului nu te pomenesc pe tine, îl pomenesc pe Domnul Iisus Hristos. Asta face masa Domnului. Masa Domnului are rolul acesta că atunci când biserica, dar de ce trebuie noi să ne ducem în derivă, fraților? Ca să ne trezim după ani de zile în derivă și zicem, hai că trebuie să ne întoarcem înapoi, că noi am luat-o pe cărări străine. Masa Domnului te ajută în fiecare duminică să rămâi la centru, să te întorci înapoi la punctul gravitațional, să te întorci înapoi la magnet. Asta te ajută masa Domnului, să te întorci înapoi. Totul este despre Hristos. Ne întoarcem înapoi. Totul este despre Hristos. Totul este despre Hristos. Și așa se păstrează pacea și liniștea în adunare. Prin întoarcere la Domnul Iisus. De dragul Domnului Iisus Hristos, că despre El e vorba, o să cedez. De dragul Domnului Iisus Hristos, că despre El este vorba, o să iert. De dragul Domnului Iisus Hristos, că despre El este vorba, o să păstrezi pacea. La asta te ajută masa Domnului. Am auzit recent o adunare, le-a murit păstorul. Cum au murit mai mulți păstori în pandemie, le-a murit păstorul. Și au gândit comitetul, au început să facă răzmeriți în adunare. Pentru că adunarea era strânsă în jurul păstorului, să știți. Era o vedetă în România și era strânsă în jurul păstorului. Și ce facem? Ce facem? Și zic, mă, trebuie să facem un proiect comun ca să-i strângem pe frați împreună. Și s-au apucat de construit. Au apucat de băga bani în ziduri. Asta, proiect comun, ca să strângă adunarea, să unească adunarea. Nu să unească, fraților. Există o singură persoană care unește adunarea. Știți cine e persoana aia? Domnul Iisus Hristos. Repet, dacă pe tine Domnul Iisus și jertfa Lui nu te face să vii de acasă până la adunare, să vii la masa Domnului, nu o să-ți dau niciun alt motiv. Că înseamnă că te manipulezi, corect? Nu? Dacă pe tine Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, Mântuitorul tău, măi, ăla care spui că și-a jertfit sângele pentru tine și te-a făcut creștin, dacă El nu te face să spui tocurile în picioare, să cobori până la adunare, ascultă-mă, ce rost are să te minți singur, să te minți eu pe tine? Ce rost are să te atrag cu cafea? Ce rost are să te atrag cu sărățele și cu cronțănele și cu nu mai știu ce? Ce rost are să... Hai să jucăm o minge înainte de adunare? Bă, ce rost are? Ne înșelăm pe noi înșine, fraților. Ne înșelăm pe noi înșine. Suntem de râsul lumii. Dacă Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul în care noi credem și pe care noi îl iubim, nu ne face să ne mișcăm și să ne strângem aici, să-L glorificăm, să-L adorăm, când înțelegem lucrarea Lui, ce rost are să ne înșelăm pe noi înșine? Ce rost are? Măcar fii sincer, recunoaște starea în care ești, vezi de treabă. Dacă nu te-a mișcat Hristos, dacă am ajuns la un punct de împietrire, de orbire spirituală, încât să nu mai miște ființa mea Domnul Iisus Hristos, o să te miște Andrei Croitoru? O să te miște Cristi? Vezi de treabă. Vezi de treabă. De aceea, repet, cina Domnului are rolul acesta de a ne aduce aminte că persoana centrală în adunare este Domnul Iisus. Cea mai importantă persoană este Domnul Iisus Hristos. Singura persoană pe care vrem să o vedem este Domnul Iisus Hristos. Este masa Lui, este invitația Lui, El este gazda noastră, sunt vorbele Lui, El a instituit-o, El ne-a dat cuvintele acestea, El ne cheamă, este totul despre El. Și rolul, motivul pentru care stăm aici este să-L pomenim pe El. Era înaintea morții sale, uitați că și noi credem în pomenire. Zice, voi credeți în pomenire. Credem în pomenire. Când pomeniți voi? În fiecare duminică dimineață facem pomeniri. Ce pomenire faceți, măi? Facem pomenirea Domnului nostru Iisus Hristos și a jertfei sale până va veni El. Că așa ne-a spus El, nu? Vă citez. Versetul 24. Să faceți lucrul acesta spre... Voi ați crezut că nu faceți pomeniri, nu? Ați zis, voi nu știm... Pocăiți, măi, nu facem pomeniri. Ba da, faceți, cum nu faceți pomeniri? Că Domnul ne-a zis să facem pomeniri în fiecare dimineață. Da? Așa că poți să faci invitația asta la masa Domnului și spui, mă, vine că e ceva special acum duminică dimineață. Păi ce îi? Facem pomenirea.
facem pomenire dimineața, da? Și să vină, la cât aveți pomenire? La 9.45. Și să vină, da? 25, uitați ce spune. Toți astăzi după cine a luat paharul și a zis acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta, din nou spune a doua oară, spre pomenirea mea. Noi venim la pomenire aici, dar nu la pomenirea morților, nu la pomenirea oamenilor, nu la pomenirea parlamentarilor, primarilor sau cine știe ce alte lucruri, ci la pomenirea Domnului nostru Iisus Hristos și la pomenirea lucrării sale pentru noi. Este singura pomenire pe care o facem. Este singura amintire pe care o facem. Versetul 25, vedeți, cina Domnului arată pe Domnul Iisus, cina Domnului arată lucrarea Domnului Iisus, că zice, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu. Cina Domnului arată legământul pe care l-a instituit Domnul Iisus. Deci persoana aceasta, Iisus Hristos, trei lucruri simple. Persoana asta, Iisus Hristos, prin jertfa lui, adică trupul și sângele lui, a instaurat un nou legământ, o nouă perioadă istorică în care trăim. Nu mai este vechiul legământ evreiesc, care a fost dat evreilor, vechea rânduială, vechea orânduială, ci este o nouă rânduială, un nou legământ, un nou legământ în care Domnul Iisus Hristos, prin jertfa lui, a adus iertarea tuturor păcatelor noastre. Într-o evanghelie spune sângele meu care se varsă pentru voi spre iertarea păcatelor voastre. Spre iertarea păcatelor voastre. Ăsta este noul legământ. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Versetul 26. Versetul 26 a fost foarte problematic de-a lungul timpului în bisericile noastre. Și iată de ce. Zice, pentru că ori de câte ori, nu, versetul 27, ori de câte ori, versetul 26 zice, mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Vreau să observați aici un lucru foarte important. Cina este o vestire, o proclamare, o propovăduire a morții Domnului Iisus Hristos. Noi toți predicăm la cină. Noi toți vestim la cină. Pentru că arătăm în mod vizibil și verbal, prin ce citim noi, moartea Domnului Iisus Hristos. Asta facem, nu? La cină. Vestim cu gura și vestim și în realitate, când luăm elementele, pâinea și vinul, moartea Domnului Iisus Hristos. Care este centrală pentru adunare. Este centrală. În moartea Domnului Iisus Hristos se bazează absolut toate lucrurile. Ascultați-mă, dacă Domnul Iisus Hristos nu a murit pentru păcatele noastre, suntem pierduți pentru totdeauna, nu mai are sens absolut nimic din ce există. Nimic. Suntem pierduți. Atât de importantă este moartea Domnului. Nu ești iertat, n-ai viața veșnică, dacă ai murit, te-ai dus în iad, nu ai intrare la Dumnezeu, poți să faci toate pomenile și toate ritualurile din lume. Ești pierdut pe veci. Moartea Domnului Iisus Hristos este răspunsul, cheia care deschide tezaurul cerului. Este cheia care deschide toate bogățiile lui Dumnezeu pe care Dumnezeu le are pentru noi, acum și în eternitate. Moartea Domnului Iisus Hristos. Nu ai moartea Domnului, n-ai nimic. De asta Apostolul Pavel spune simplu. Când te-ai dus la masa Domnului, vestești moartea Domnului. De ce? Pentru că prin această persoană și prin această lucrare ți s-a deschis toate bogățiile cerului. Totul este deschis pentru tine prin moartea Domnului. De aceea te duci să vestești această moarte și este cel mai minunat și cel mai glorios lucru pe care poți să-l faci. Să vestești moartea Domnului prin care ai toate lucrurile. Și zice că vom face lucrul acesta până va veni El. Îl facem în mod constant, nu? Este o perioadă de timp. Asta zice, din momentul în care Domnul a instituit masa Domnului, a spus să facem lucrul acesta până. El indică o perioadă de timp, până va veni El. Îl facem în mod constant, perpetu, cu consistență, cu seriozitate, cu perseverență, până la venirea Lui. Dar nu este o profeție aici că El va veni? Când zice să facem lucrul acesta până va veni El? Cu alte cuvinte, de fiecare dată când sunt la masa Domnului, mi-aduc aminte de Domnul Iisus, de moartea Lui ispășitoare, de noul legământ în care am intrat și că după perioada asta de timp, Domnul Iisus va reveni. Deci la masa Domnului mi-aduc aminte că nu voi face lucrul ăsta o veșnicie. Îl voi face până va veni El. Domnul spune în Luca, dacă nu mă înșel, să faceți lucrul acesta, zice, nu voi mai bea până nu-l voi bea nou în împărăția Tatălui meu. Da? Va fi un alt fel de sărbătoare, un alt fel de ospăț, da? Un alt fel de ospăț. Până va veni El. Vestim venirea Domnului Iisus Hristos. Nu vă dă speranță venirea Domnului Iisus? Nu am zis venirea lui Anticrist, am zis venirea Domnului Iisus. Că venirea lui Anticrist nu dă speranță nimănui, te bagă în depresie. Da? Și din păcate ce auziți? Am spus ieri la conferința la care am fost la București și vă spun și dumneavoastră. Vă întreb sincer. Dacă eu aș pune pe canalul meu de YouTube o predică de 50 minute despre Anticrist,
o predică de 50 minute despre Domnul Iisus. Sincer, răspundeți dumneavoastră. Care credeți că o să aibă de 20 de ori mai multe vizualizări? Cea despre? Despre Anticrist. Nu avem noi o problemă? Vă întreb, nu avem noi o problemă? Nu-i sufletul creștin bolnav astăzi? Nu este ceva atât de urât și de stricat în noi, încât noi avem o atracție față de ce? Față de lucrurile lucruri de felul ăsta. De speriat, de terorizat, de manipulare. Și în foarte multe adunări, știți ce este venirea Domnului? Este un motiv de teroare. Oare ești tu pregătit? Uite, s-a speriat. Așa fac creștinii. Nu știu, vezi, am mai făcut săptămâna asta, nu știu. Dacă vine Domnul la noapte, ești tu pregătit? Fraților, în noi înșine nu suntem pregătiți niciunul. În Domnul Iisus Hristos suntem pregătiți toți, repet, prin noi înșine. Dacă mi-ai săptămâna asta numai și te uiți la săptămâna asta, nu sunt pregătit. Nu mă mai întreba, măi, lasă-mă în pace. Nu mă mai chinui sufletul degeaba. Nu sunt pregătit. Gata, ai înțeles? Nu mă mai manipula, nu mă mai teroriza, nu mă mai ispiti degeaba. Nu sunt pregătit. Uite, o spun public, dar am vorbit. Nu sunt pregătit. Dar, eu am vorbit prin mine însumi. Prin Domnul Iisus Hristos, sunt foarte pregătit. Toți suntem pregătiți. Când oamenii vă manipulează, când oamenii vă ispitesc, când auziți lucruri trăznăi din astea, dar oare când va veni Domnul, tu spui, haleluia, sunt pregătit, uite, sunt gata. Dacă îi spune unuia din ăsta așa, care el e numai cu teroare și numai speriat, să uitați, ce arogant e ăsta. Ce arogant e ăsta, el crede că e pregătit. Da, măi, sunt pregătit, de ce să nu fiu pregătit? Care e problema? Sunt îmbrăcat cu haina neprihănirii Domnului meu Iisus Hristos. Când voi sta în fața Tatălui meu, nu voi sta în fața Tatălui meu, eu, Andrei Coritoru, cu sinele meu, că ăla este destinat pieirii. Sinele meu este mort, omorât, îngropat în moartea Domnului Iisus Hristos. Și am înviat prin Iisus la o viață nouă. Voi sta cu Domnul Iisus Hristos. Adică cum stă copilul la fusta mamei, stau în spatele lui. Eu numai prin el pot să fiu acolo. Zicea cineva că a avut o vedenie, că a venit răpirea, un păstor din țară la noi și că s-a ridicat numai 2 metri. Și pe aia a căzut, păi dacă ăla s-a ridicat 2 metri, nu mă ridic nici 2 centimetri, mai păcătos decât el. Da? Dar tot a fost răpit, măcar 2 metri, știți? Păi au coborât înapoi, când nu dați zeciuială și spunea, când nu dați zeciuială suficient la biserică, când nu veniți suficient la biserică, când nu s-o ruga suficient, așa e răpirea. Pe asta e baza venirii Domnului. Că pe ce am făcut eu, suficient sau insuficient? Venirea Domnului Iisus este un motiv de bucurie pentru credincioși. Așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos este un motiv de bucurie, de speranță, de nădejde pentru noi. Umple inima noastră de bucurie că El va restaura toate lucrurile, va face toate lucrurile noi. Asta e pentru noi. Pentru noi o sărbătoare, un ospăț venirea Domnului. Nu este nenorocire pentru noi. Păi El ne pune să vină la masa Domnului și mi-aduc aminte. Vine Domnul. Păi mai pot eu să mă bucur la masa Domnului dacă așa văd eu venirea Domnului? Un motiv de teroare, mai mă pot bucura? Mai pot să mă bucur? Nu mă mai pot bucura. Dar El a mulțumit la masa Domnului. Le-a prezentat jertfa lui în acele elemente și le-a spus, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea până voi veni eu. Da? Și Pavel le spune, faceți lucrul acesta ori de câte ori beți din el sau ori de câte ori mâncați, până va veni el. Adică o faci cu nădejde, o faci cu bucurie. Doamne, într-o zi vei reveni. Așa o facem. Și ăsta este versetul cu care închei, versetul 27. Deci oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic. Asta e lucrul. Deci este clar spune că există un păcat pe care îl poți comite la masa Domnului. Un păcat foarte grav. Dar hai să o luăm pe rând. Nimeni nu și-a pus cușma în cap, mai așteptați puțin, da? O să o luăm pe rând. Vrednicie nu are niciun om, corect? Are vrednicie vreun om? Știți când hirotonisește anumiți oameni sau anumiți preoți urc la un nivel mai ala și se cântă. Vrednic este. Ea este vrednic. Dacă ai intrat, ascultă-mă, dacă ai intrat numai mintea lui, hai să vezi câtă vrednicie acolo de te sperii. Te sperii câtă vrednicie e. Și numai el când stă cu aia mare în capul lui, știe el cât de vrednic e. Și se uită la ăștia și râde de ăștia că ăștia îi cântă că el e vrednic. Nu e vrednic, fraților, nimeni. Despre ce vorbim aici? Nu este vrednic nimeni. Și pentru că nu este vrednic, păi dacă noi suntem vrednici, de ce mai vine Domnul Iisus? Nu? Dacă eu sunt vrednic, dacă eu pot să fiu vrednic, păi ce mai vine Domnul Iisus? Nu a fost El singurul vrednic? Nu s-a uitat Dumnezeu în toată masa de oameni din toată istoria, miliarde și miliarde, 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 miliarde de oameni și a văzut un singur om curat, Fiul Lui care s-a coborât din cer. El a fost singurul vrednic. Singurul vrednic. De aceea a fost mielul lui Dumnezeu ales ca să facă ispășire pentru toate păcatele noastre.
De asemenea, vrednicia asta de o săptămână nu te ajută la nimic. Să presupun că săptămâna asta e tras tare, 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 așa spiritual și ai venit la masa Domnului mai țanță și mai bucuros, n-ai mai făcut aia, n-ai mai spus aia, n-ai... te simți o dată mai bun. Zici, mă, acum parcă pot să iau altfel din masa Domnului, că sunt vrednic. Te eșel pe tine însuți. Nu ești vrednic, măi. S-a spus Domnul asta? Vă întreb pe dumneavoastră, că eu am crescut cu mentalitatea asta. Luând masa Domnului odată pe lună, așa era. În săptămâna aia dinainte trebuia să faci performanță. Bă, să ai grijă, să nu faci aia, să nu spui să nu știu ce. Când ajungi la masa Domnului să poți să stai și tu puțin și mai drept. Băi, n-am mai făcut, n-am mai drept, sunt o leacă, da? Dar uitați, textul nu zice așa. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului, nefiind vrednic cu săptămâna înainte în masa Domnului, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Așa spune? Spuneți-mi, așa zice? Nu zice. Citesc din nou, varianta a doua, care e și greșită. De aceea oricine mănâncă paharul acesta sau bea paharul Domnului fiind nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Spune fiind nevrednic? Nu zice. Vorbește despre a fi vrednic? Nu, uitați despre ce vorbește. Despre a mânca în chip nevrednic, nu despre a fi. Faceți diferența. Ce înseamnă, Dumnezeu, să mănânc ceva în chip nevrednic? Înseamnă să-i dai la un cerșetor pe stradă o bucată de covrig sau o plăcintă pe care tu ai cumpărat-o și el zice așa în scâmbă. A luat într-un mod prin care a arătat lipsa de prețuire pentru ce i-ai dat tu. Corect? A mâncat în chip nevrednic. A băut în chip nevrednic. Eu nu judec dacă el e vrednic sau nu e vrednic. Eu și nu știu ce fel de om e ăla. Dar m-am uitat la el cum a mâncat și cum a băut și l-am văzut că a luat în chip nevrednic. Sau mai avem noi copiii noștri când se pun la masă și fac bajocură, da? Aia e nevrednicia. El își bate joc. Băi, asta e mâncarea pe care am făcut-o eu, da? E nevrednicie. Își bate joc de mâncare. Zice noi, își bate joc de mâncarea pe care ai făcut-o. De munca ta. Băi, ți-ai bătut joc de munca mea. Asta, despre asta vorbește Apostolul Pavel aici. Nu despre a fi nevrednic, că nu ești vrednic. Și Apostolul Pavel nu știa teologia mântuirii. Vorbea el despre vrednicia noastră. N-are, fraților, nimeni are nicio vrednicie. Singurul care e vrednic e Domnul Iisus. Dar putem să venim într-un, ascultați, într-un chip sau într-un mod, într-un fel, să iau masa Domnului într-un fel nevrednic. Dacă eu vin la masa Domnului, ascultați, ăsta e păcatul. Dacă vin la masa Domnului și mintea îmi stă la altceva. Dacă vin la masa Domnului și sunt dezinteresat. Dacă vin la masa Domnului și am impresia că stau la orice altă masă. Dacă vin la masa Domnului și nu înțeleg că la masa Domnului este arătată vizibil, prezentată vizibil înaintea mea jertfa Domnului, atunci sunt vinovat. Atunci sunt vinovat. Că nu văd valoarea jertfei Domnului Iisus Hristos. Și cine a luat în chip nevrednic pe Domnul Iisus Hristos? Tâlharii, fariseii, cărturii. Credeau ei că e jertfă? Sub absolut nicio formă. Te rog versetul următor. Și zice, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Zice să-și cerceteze săptămâna dinainte? V-am mai spus că cineva a spus, a, păi îi îndeamnă la păcat. Ai văzut că le-au zis că ei nu contează vrednicia lor, pot să facă ce vrea ei. Am zis eu așa ceva? Am zis? Nu am zis. Frate, de ce trebuie să vii tu duminică dimineață să te cercetezi? Mă refer cu privire la păcatul din viața ta. Păi cercetează în fiecare zi, nu? Nu te speli pe dinți o dată pe lună. Te speli pe dinți, sper, în fiecare zi. Da? Că nu omori pe ceilalți din gâtini, măcar din dragoste pentru alții. Adică ai grijă de trupul tău în fiecare zi, n-ai grijă de trupul tău o dată pe lună. Acum vine la cina Domnului. Hai să ne pocăim, de ce păcate am făcut săptămâna asta? Păi ce e asta, Domnule? Igiena spirituală este ca igiena fizică. O faci zilnic. Și eu dacă m-am culcat în pat, mă duc aminte de două lucruri, întotdeauna. Unu, dacă m-am spălat sau nu pe dinți. Și doi, dacă m-am rugat sau nu înaintea Domnului și mi-am mărturisit viața mea din ziua respectivă. Doamne, sunt anumite lucruri pe care aș vrea să ți le spun și care nu sunt trebuie în viața mea și pe care aș vrea, te rog tare mult, să le schimb din viața mea. Să mă trezesc altfel, să umblu altfel în viața asta. Sunt două lucruri pe care le fac. Igiena trupească și igiena spirituală. Păi nu aștept o duminică dimineața, fraților, nu? Nu aștept duminică dimineața. Despre ce vorbește aici? Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, cu privire la ce a spus mai înainte, la cum vine la masa Domnului. Și așa zice, dacă e vrednic să mănânce, dacă nu e vrednic să stea jos și să uite la ceilalți în gura celorlalți cum mănâncă. Așa spune. Este o singură variantă la masa Domnului. Care e varianta? Spuneți-mi care e. Și așa să mănânce. Singura variantă pe care Pavel o dă corintenilor care erau într-o stare deplorabilă este că ei trebuie să mănânce. Este singura opțiune. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și așa să bea din paharul acesta. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrurile acestea despre masa Domnului, să o prețuim, să o iubim, să venim la ea și să-i tragem pe ceilalți. Să mă anunțați și pe mine când vreți să facem
așteptarea celorlalți, da? Stăm să vedem ce reacție o să fie. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Amin.